La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstemițeanu au fost depuse 1687 de cereri. Cea mai populară facultate din acest an, ca și în alți ani, rămâne Facultatea de Medicină Dentară. Mai mult de 43 de persoane pe un singur loc. Pentru un loc la Facultatea de Farmacie se bat 13 candidați. Planul de admitere la Universitatea de Medicină din acest an este de 1001 locuri, dintre care 455 sunt cu finanțare din bugetul de stat. Începând cu ziua de astăzi, în etapa a doua de admitere, depunerea actelor în original, am depășit deja prima fază, depunerea online a dosarelor. De astăzi și până pe 10 august așteptăm ca majoritatea din ei, atât cei care au promovat concursul intermediar, cât și cei care la moment nu s-au regăsit în listele de admitere, dar doresc să devină studenți ai USMF, îi așteptăm pe toți să vină la noi să depună actele în original. Decizia unor absolvenți de liceu de a deveni studenți ai unei universități medicale într-o măsură mai mare sau mai mică a fost influențată de situația pandemică. Mulți însă au venit la medicină ghidați de părinți care practică la fel această meserie, numind medicina o moștenire de familie. Da, vă spun că am fost influențată. Chiar la începutul anului trecut planificam să intru la limba străină, pedagogie. Dar cu toate acestea am decis să aleg chimia la BAC și datorită ei am venit aici. Facultate de stomatologie. Din păcate am intrat doar la contract. Media 9.32. N-am avut norocul, din păcate. Просто хотелось всегда быть медиком. Попробовать себя в данной отрасли. Думаю, пойти на общую медицину, на оптометриста. La Universitatea de Stat din Moldova au fost depuse 5200 de cereri. Aceasta este cifra medie din ultimii 4 ani, în ciuda faptului că între timp numărul studenților a scăzut brusc de la 90.000 la 50.000. Până la moment, cele mai solicitate sunt programele, specialitățile de la facultățile, de la Facultatea de Științe Economice, de la Drept, Psihologie, Relații Internaționale, Jurnalism și Limbi Străine. Studenții sunt fericiți că au posibilitatea de a rămâne acasă în Moldova și de a obține studii superioare anume aici. Este o oportunitate ca să învăț în țara noastră și să construiesc o carieră și viitor în țara noastră. La administrația publică, aici fac viitorii persoane care construiesc un viitor mai frumos și mai bun pentru țara noastră. Poate în Parlament, poate și în altă parte. La depunerea actelor, candidatul trebuie să prezinte Comisiei de Admitere a Universității Selectate un document de studii, un extras cu notele obținute la examenele de BAC, un certificat medical, 4 fotografii 3x4 și o copie a buletinului de identitate. De asemenea, pot fi atașate la acest set de documente diplomele, certificatul de stare civilă sau un extras din carnetul de muncă. Ilona Vedrașco, Nicolae Vasiliev, Accent TV.